cea mai importantă rubrică a ziarului online Sănătatea.ro este cea legată de știrile medicale. Da, să avem știri zilnice, așa cum spuneam, știri ușor de accesat, astfel încât pacienții să poată să le citească în momentul în care cu adevărat au nevoie. Vorbim despre știri atât din spitalele publice, dar și despre știri din partea privată a sistemului de sănătate, legate de farmacii, de medicamente, de schimbări care pot să apară la nivelul Ministerului Sănătății, pentru că ele implicit afectează pacienții din Oltenia, și despre toate instituțiile medicale de care depinde soarta pacienților. Este foarte ușor, avem știri importante pentru dumneavoastră și așa cum spunea și Ana Maria Predilă, la cald. Informația va veni exact atunci când ea va ieși, să spunem așa, în eter. Da, o să aflați de fiecare dată când în Oltenia o să fie disponibil un nou serviciu medical în contract cu Casa de Asigurări, o să aflați de fiecare dată când o să fie condiții mai bune în spitale, dar și atunci când sunt probleme, da. Pentru că, din păcate, ele există și numai recunoscându-le și scoțându-le de sub preș putem să le rezolvăm și pe principiul acesta o să vorbim de fiecare dată și despre problemele sistemului medical, dar cel mai important este că accesând ziarul Sănătate veți putea fi informați corect. Și pentru că este un ziar care se adresează în aceeași măsură și pacienților și personalului medical, ziarul Sănătatea.ro va fi un ziar corect. Vă așteptăm!